din păcate, bună seara. Se vede diferența între Liga 1 și Liga 2. În primul rând, da, am început foarte temător partida. Am permis adversarului să înainteze foarte ușor spre poarta noastră, ca dovadă au și marcat. Într-adevăr, am început să jucăm fotbal după ce am primit acel gol. Am avut și câteva ocazii importante, zic eu, Raul Rusescu de două ori, Mediop de două ori, a avut o Voicu, dacă nu mă înșel. Deci dacă nu marchez gol, normal că nu poți să intri în joc. Într-adevăr, cum ai spus și tu, am întâlnit o echipă experimentată, o echipă de Liga 1, îi felicit pentru calificare, îmi felicit și eu jucătorii pentru că au încercat să joace fotbal atât cât au putut, dar fotbalul nu se joacă pe moment. Trebuie să fii concentrat din primul minut până în ultimul minut. Dar lucrurile astea se învață, învățăm toți din ele și cel mai important lucru pentru noi este să ne recuperăm de mâine, pentru că ne așteaptă o partidă foarte importantă la Timișoara în campionat și trebuie să câștigăm dacă vrem să ținem pasul cu cele de sus. Ai venit încoace cu obiectiv clar de a te duce în play-off. Sunt totuși da, 7 puncte. 7 acum, puncte, diferent. Dar nu e nimic ce pierdut. Nu e nimic pierdut, mai sunt, cum spuneam și înainte, mai sunt 36 de puncte puse în joc. Luptăm pentru fiecare meci, luptăm să câștigăm. Chiajna, știți că tot timpul și-a dorit să fie acolo sus, să prindă play-off-ul și, cum vă aduceți aminte, anul trecut a fost la un pas să promoveze. Deci nu renunțăm la luptă. Ce se întâmplă, Eugen? Știu că ești venit nou, dar totuși da, ce cunoști. Ce se întâmplă? Ocaziile care le avem, bani, nu le băgăm în poartă. O echipă cu jucători, o super bază. Da, sunt condiții foarte bune. Și totuși trebuie o schimbare de atitudine, trebuie să fie mai pozitiv. Când intră în teren, trebuie să gândească la victorie. Pentru că, într-adevăr, sunt condiții foarte bune și lumea, normal, că așteaptă foarte mult de la această echipă, de la acești jucători și inclusiv de la mine ca și antrenor. Încercăm să reglăm lucrurile din mers. Important, v-am spus, să ne recuperăm foarte bine de mâine și deja ce a fost a trecut. Încă o dată felicit Universitatea Cluj pentru calificare și noi trebuie să ne vedem de lucrurile noastre. Cum se pare Liga a doua anul ăsta? Cât de grea e? Echilibrată. Diferența, din punctul meu de vedere, o face atitudinea. Este important cum abordezi, ca felul de abordare. Abordezi cu gândul la victorie și ai dorință și ai atitudine, normal că și victoria va fi de partea ta. Vreau să te întreb la final. Băiatul tău, Atanas, va fi la un turneu final? Da, chiar îi felicit. Da, am fost la un meci cu Lituania. M-am bucurat pentru el. N-am putut să ajung la meciul cu Austria pentru că am avut antrenament. Dar îl felicit pe Alex. Știți foarte bine că țin foarte mult la el. E prietenul meu. Felicit echipa. Bravo lor. Felicitări pentru calificare. Sper să o țină tot așa și să facă și o figură frumoasă la campionatul european. Okay, merită din plin.